Românii s-au săturat de viziunile PNL și vor să vadă cifre exacte. Vor să vadă cum sunt împărțiți banii țării, ce taxe și impozite îi așteaptă. Guvernul lui Iohannis le cere votul românilor fără să le spună însă ce le pregătește. PSD este singurul partid care a venit în fața oamenilor cu programe de guvernare concrete, cu date exacte despre economie, finanțe, muncă, sănătate, combaterea COVID. Promisiunile lui Câțu că nu va crește TVA, că nu vor fi majorări de taxe și impozite sunt tot minciuni, la fel de mari precum cele din campania de la prezidențiale din 2019, când spunea că va majora pensiile și salariile conform legilor în vigoare și că a prevăzut bani la buget. PNL va crește TVA pentru că politica lor dezastruoasă a afectat grav veniturile statului. PSD respinge categoric creșterea TVA. Creșterea TVA este cea mai incorrectă și injustă soluție din punct de vedere social. PNL nu a publicat proiectul de buget pentru anul 2021. Păi da, am nicio părere ce să am. Nu au făcut pentru că să și întâi să oprească pentru ei. Având în vedere faptul că liberalii urmează să adopte măsuri de austeritate împotriva românilor din ianuarie. Sunt capabili. Sunt capabili să fac orice. Părerea mea este că nu e bine. Una, că nu a publicat. Și a doua, de ce să mărească taxele și impozitele pe noi? Păi nu avem destule. PSD a arătat exact ce trebuie să facă un partid înainte de alegeri. A prezentat cifre exacte despre deduceri, reducerea taxelor și impozitelor, despre cum va crește salariile, pensiile și alocațiile copiilor și cum va asigura siguranța veniturilor și a locurilor de muncă.